Vă spuneam și în emisiunea trecută că Vali a avut ocazia de a se urca la volanul uneia dintre cele mai rapide limuzine din lume, Bentley Mulsanne Speed. Haideți să vedem cu ce ne mai trezește invidia astăzi. Și acum o să ieșim puțin pe autostradă să vedem cum accelerează, cum se simte puterea de 537 de cai. Ia să vedem. Și cum sună motorul. Suntem în treapta a treia, mai jos nu vrea, și accelerăm la maxim. Viteza crește, atât, ajunge. Ca și cum ar fi turația motorului. Gata. Să revenim la limita legală, deja. Dacă am scăzut acolo la benzină și n-am mers foarte mulți kilometri. Ia să vedem așa de curiozitate, cam... Da, mai contează la 6.3x4 V8 biturbo cât consumă? Consumă cam cât vrea. Adică 31.7 consum mediu. Chiar nu contează. Ideea e că indicatorul de benzină e undeva aici și arată și el ca un ceas, în mijloc ceasul și în dreapta indicatorul de la temperatura lichidului de răcire. Stă fix pe 90, este totul ok. În zona schimbătorului de viteze, o rotiță care ne interesează mai mult decât restul butoanelor, confort, sport și custom. Avem 3 moduri de condus. Aproape că nu-ți dai seama de viteză, aproape că nu-ți dai seama de nimic. Extrem de bine antifonată, nici nu așteptam la altceva. Simți că plutești atunci când ești pe drumuri denivelate made in România. Dar, cu siguranță, dacă ai mulți kilometri de parcurs, nu vei resimți niciun fel de oboseală. Cam atât de la volan. Mă mai bucur puțin de senzația pe care o ai atunci când accelerezi acest V8 biturbo. Și m-am urcat puțin și pe bancheta spate. Bine ați venit în fotoliu! Ce bine e! N-aveai cum să nu faci un pop-up aici, n-aveai cum, efectiv n-aveai cum. Cotiera, hai să citim cotiera. Că aici, de fapt, avem ce vedea. Toată consola de comandă pentru scaune, stânga-dreapta, pentru climă, fiecare individual. Mai mult de atât, nici n-ai ce să-i ceri. Putem să retragem perdeluțele, putem să deschidem geamul, fiecare apăsare face câte ceva. Avem nevoie de o măsuță, avem și o măsuță. Din scaun, ieșit, acum băgăm la loc să vedem, este o tabletă. Această tabletă poate fi ascunsă în scaun dacă nu avem nevoie. Dacă vrem să o scoatem, apăsăm pe buton și tableta se face văzută. Dar dacă nu ajungem la aia, ce facem? O scoatem. Putem să scoatem tableta, să o folosim. Este cu ceva Android aici, deși în față avem Apple CarPlay. Ok, mai departe, avem șuse de căști, căști wireless, pe care le putem folosi în intimitate aici, în spate, și asculta ce ne dorim, putem să ne uităm la filme, media, să dăm play. Dacă se descarcă, fiind wireless, avem și un cablu, aici, două cabluri. Avem și mufe USB și încărcare. Aici mai avem. Nu mai avem nimic. Cam atât. Gata, cam asta a fost experiența noastră din acest minunat Bentley. Sperăm că v-a plăcut și să ne revedem data viitoare de la 10:30, tot în emisiunea La Volan. Ciao!